o altfel de misiune a jandarmilor și pompierilor olteni. Ei au intervenit în lupta cu albinele. O femeie care locuiește în cartierul Steaua din Slatina a sunat la 112 pentru a anunța că la geamul apartamentului său este un roi de albine. La fața locului a ajuns un echipaj al jandarmeriei care a solicitat în sprijin pompierii, dar și doi apicultori. Până la îndepărtarea albinelor, oamenii legii au asigurat zona pentru ca locatarii să nu fie atacați de albinele ce își făcuseră acolo un stup. Doi apicultori au intervenit cu autoscara pompierilor și au îndepărtat locul în care se adunaseră acestea. Reprezentanții ISU și cei ai jandarmeriei spun că, pe lângă misiunile specifice pe care le desfășoară în fiecare zi, sunt solicitați și la astfel de intervenții în această perioadă. De fiecare dată, ei intervin și îndepărtează pericolul asupra oamenilor.